Unele mâncăruri și băuturi trebuie evitate în această perioadă de caniculă, întrucât pot provoca epuizare termică sau chiar accident vascular cerebral. Deshidratarea apare atunci când corpul pierde mai multe lichide decât primește. Majoritatea oamenilor nu știu că, de fapt, alimentația joacă un rol extrem de important în perioada caniculară. Există o serie de băuturi, alimente, dar și condimente pe care am face bine să le evităm în zilele caniculare. Printre alimentele pe care ar trebui să le evităm pe caniculă se numără alimentele sărate, picante și băuturile pe bază de cofeină sau alcool. Printre alimentele care deshidratează și care ar trebui evitate pe caniculă sunt cele sărate. Alimentele sărate ne fac să transpirăm excesiv. Explicația este simplă. Corpul încearcă să scape de excesul de sodiu din alimente prin urină și transpirație. Astfel că alimentele sărate sunt primele pe lista celor contraindicate în zilele caniculare. Cu alte cuvinte, ar trebui să evităm pe caniculă chipsurile, covrigei, mezelurile, supa la plic sau conservele. Se poate consuma cafea atunci când este caniculă, însă contează cantitatea. Mai grav decât consumul de cafea este consumul de alcool. Se poate ajunge la comă, afectare cardiacă respiratorie, afectare renală și hepatică fără șanse de revenire. Alimentele și băuturile bogate în zahăr sau carbohidrați îngreunează digestia. Pâinea, pastele, cartofii, orezul, înghețata, frapeul cu multă frișcă, inclusiv unele sucuri naturale cu zahăr, pot produce la creșterea temperaturii corpului și implicit la apariția transpirației abundente. Alimentele bogate în carbohidrați au efect termogen, destul mai greu de descompus și mai greu de digerat. Relatează Antena 3.ro.